O să te rog, Mihăiță, să vii puțin, dacă se poate, până aici, pe scenă. Și o să te întreb la fel de direct, ca a povestit Răzvan, tu ai o poveste. Este, nu e povestea ta, dar e povestea unui tată. Da. Trei cuvinte, dacă ai putea să ne spui, dacă crezi că poți să ne povestești despre ce este vorba. De vorbit despre poziția unui părinte în cazul unui copil special sau într-o situație deosebită, este foarte mult de vorbit. Ceea ce vă pot spune eu că trebuie să luptați, cel care se află într-o altfel de situație trebuie să lupte, să nu se resemneze. Impactul acestui diagnostic primit acum 7 ani a fost destul de greu digerat chiar și până în ziua de astăzi. Nu știi ce să faci, nu știi ce să zici. Chiar dacă au trecut 7 ani și chiar dacă am, să zicem așa, mai evoluat pe de parte, dar am regresat pe altă parte, luptăm, pentru că, din punctul meu de vedere, un părinte, indiferent ce încercare are, trebuie să lupte până la capăt. Marea majoritate a copiilor cu autism sunt la o medie a intelectului peste normal. Sunt mult mai inteligent decât copiii normali. Diferența o fac e faptul că ei cresc într-o lume frumoasă, într-o lume în care preferă să fie lăsați în pace. Dragă Radu, ești un copil minunat. Exact așa cum ești în sufletul tău tânăr și pur. Noi, echipa Medis Popline, conduse de Dr. Vasile Oșean, abia așteaptă să vină în jurul nostru și ne jucăm împreună. Lăsăm viața să-și arate și alte fețe ale ei. Ce zici? Primești această provocare?